Salutare prieteni, bine ați venit din nou pe canalul meu de YouTube. Astăzi vom învăța cum să înlocuim anumite cuvinte cu alte cuvinte care sună mai frumos. Începem cu filthy, care înseamnă very dirty, disgusting sau unclean, adică foarte murdar, dezgustător, necurat. Toate aceste cuvinte, very dirty, de exemplu, putem să le înlocuim cu filthy, sună mai ok în limba engleză decât acel very. Și avem primul exemplu. Ar trebui să te speli pe mâini. Sunt foarte murdare. You should wash your hands. They are very dirty. Înlocuim acel very dirty cu filthy. You should wash your hands. They are filthy. Sună mai, este un cuvânt mai puternic, da? Care exprimă că sunt foarte murdare acele mâini. You should wash your hands. They are filthy. Alt exemplu. El nu se spală niciodată. El nu se spăla niciodată și purta o jachetă foarte murdară. He never washed and always wore a very dirty jacket. Haideți să înlocuim acel very dirty cu filthy. He never washed and always wore a filthy jacket. O jachetă foarte murdară. Alt exemplu. Uite ce murdară este fața aceasta de masă. Look how filthy this tablecloth is. Look how filthy this tablecloth is. În loc de dirty sau look how dirty this tablecloth is, nu sună atât de ok decât look how filthy this tablecloth is. Următorul cuvânt este spotless. Spotless înseamnă în limba engleză ca și sinonime very clean, ultra clean, immaculate. Foarte curat, ultra curat, imaculat putem înlocui toate aceste sinonime cu spotless. Și avem următorul exemplu. Mâinile tale sunt foarte curate acum. Your hands are very clean now. Înlocuim acest very clean și spunem Your hands are spotless now. Your hands are spotless. Uită-te la hainele acelea. Sunt imaculate. Look at those clothes. They're very clean. Înlocuim acest very clean și spunem look at those clothes they're spotless când vrem să accentuăm faptul că anumite lucruri sunt foarte curate. They're spotless, imaculate. Alt exemplu, apartamentul ei este mereu foarte curat. Her apartment is always very clean. Înlocuim very clean cu spotless și spunem Her apartment is always spotless. Următorul cuvânt este hilarious. În limba engleză, ca și sinonime, avem extremely amusing sau very funny. Adică extrem de amuzant sau foarte amuzant. Și avem exemplul următor. El întotdeauna glumește și este foarte amuzant. He's always joking and he's very funny. Înlocuim acest very funny și spunem He's always joking and he's hilarious. Hilarious. Ești foarte amuzant. You're very funny. Înlocuim very funny și spunem You're hilarious. You're hilarious. Și ultimul exemplu. Unor oameni nu le place de el, dar eu cred că este foarte amuzant. Some people don't like him, but I think he's very funny. Înlocuim acest very funny cu hilarious. Și spunem, some people don't like him, but I think he's hilarious. Vreau să vă reamintesc că puteți achiziționa cartea cu exerciții de gramatică cu timpurile verbale din limba engleză în format PDF, digital, da? La prețul de 10 dolari sau echivalentul în lei. Aveți link în descrierea fiecărui filmuleț. Așa arată cum vedeți aici în partea stângă. Să începem. Avem exemplul următor. Rochea aceea este foarte frumoasă. That dress is very pretty. That dress is very pretty. Putem înlocui acest very pretty cu gorgeous. That dress is gorgeous. Și sună mult mai frumos, da? That dress is gorgeous. Sau, fica dumneavoastră este foarte frumoasă. În limba engleză, your daughter is very pretty. Your daughter is very pretty. Putem înlocui acest very pretty cu gorgeous. Your daughter is gorgeous sau your daughter is beautiful. Nu spunem very, da? Este mai frumos să spunem gorgeous sau beautiful. Este o zi superbă. It's a gorgeous day. It's a gorgeous day. Ca și sinonime pentru gorgeous avem splendid, stunning sau radiant. Putem să le folosim oricare. Următorul cuvânt. Povestea a fost foarte urâtă. The story was very ugly. The story was very ugly. Putem înlocui acest very ugly cu hideous. The story was hideous. El a văzut o față foarte urâtă la jam și a strigat. Ea, ea a văzut o față foarte urâtă la jam și a strigat. She saw a hideous face at the window and screamed. She saw a hideous face at the window and screamed. Familia lui a fost un atac oribil din partea bandei. Her family was subjected to a hideous attack by the gang. Her family was subjected to a hideous attack by the gang. Cași sinonime pentru hideous avem gruesome. sau ugly sau repulsive. Mai departe, acesta este un articol foarte interesant. This is a very interesting article. Cum spunem mai frumos de atât? This is an intriguing article. This is an intriguing article. Deja sună mai profi, da? Mâncarea este o combinație interesantă de bucătărie franceză și germană. The food is an intriguing combination of French and German cuisine. The food is an intriguing combination of French and German cuisine. The story was so intriguing that I stayed until the end. The story was so intriguing that I stayed until the end. The story was so, the the story was, so was very interesting. spunem so intriguing. Ca și sinonime pentru intriguing avem fascinating sau interesting sau arousing. Cam atât a fost pentru astăzi. Sper că vă puteți obișnui să înlocuiți acest very pretty cu gorgeous sau very ugly cu hideous, very interesting cu intriguing. Doar că trebuie să tot citiți, să faceți practică. Ne vedem la lecții următoare. Până atunci, spor la treabă. Salut!